Cuvântul Domnului este astăzi din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Vom citi de la versetul 7 până la 15 și finalul capitolului 7 vom citi de la versetul 55. Până la final. E vorba despre Ștefan, primul martir. Astăzi vom medita la martiri. Noi nu avem o duminică a martirilor, să îi comemorăm. Am propus și fratele Remus a agreat imediat să fixăm undeva în timpul anului ca biserică o duminică în care să ne amintim de cei care au murit pentru credința lor, înaintașii noștri, și care astăzi suferă pentru credința lor. Și să îi purtăm rugăciuni pe cei care astăzi suferă. Ar trebui să ne inspire mai mult. Ok. Acum, Faptele Apostolilor, capitolul 6, despre Ștefan. Versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Urmează cuvântarea de apărare a lui Ștefan. Nu vom citi, doar finalul de la versetul 55 din capitolul 7. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Acesta este cuvântul Domnului, să ne rugăm. Cât de mici ne vedem noi astăzi, Doamne, față de primul martir al bisericii, față de atâția alții care în istorie nu doar că nu și-au negat credința, ci cu îndrăzneală au apărat-o, au proclamat credința în tine cu prețul vieții. Nouă ni se cere așa de puțin azi. În această zi, Doamne, te rugăm să ne cercetezi pe toți prin acest cuvânt și să înțelegem că în miezul vieții creștine stă jertfa.
De aceea vorbește-ne tuturor, încurajează-ți biserica și mai ales pe toți cei care suferă acum din cauza numelui Tău. Fii alături de ei prin Duhul Tău, puternicește-le sufletul, gura și primește-i în gloria Ta cerească. Amin. În numele Lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați. Astăzi despre spiritul martiric. Nu sunt nici de cum vrednic să predic despre acest subiect. Micile suferințe pe care le-am trăit eu, perioada comunistă în special, pentru credința mea, nu sunt vrednice să fie puse alături de ceea ce au suferit adevărații martiri al lui Hristos și mărturisitori ai credinței. Aș vrea să fac de la început o distinție în limba română, deși cuvintele uneori se folosesc interschimbabil, martir și mărturisitor. Martirul, de obicei, este un titlu asociat cu creștinii care și-au dat viața pentru credința lor, pentru convingerile lor. Mărturisitorul este unul care și-a mărturisit credința și a suferit pentru credința lui, dar n-a fost omorât. Martir, mărturisitor. Aceasta este o distinție acceptată în lumea teologică și în lumea bisericii. M-am gândit ce ne motivează și ce mă motivează și pe mine încă să trăiesc cum trăiesc, să mă duc înainte în credința mea. Și sunt diverse răspunsuri, sigur, relația cu Hristos, minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta, a mea, anumite experiențe unice, convingerile raționale și experiențiale care au sădit credința aceasta în mine, în tine, pot fi foarte multe motive, dar ar trebui să existe în fiecare creștin un spirit martiric. Adică ceea ce te stimulează, te motivează să mergi înainte, să trăiești cum trăiești, să, știu, fii abstinent cum ai decis, să trăiești cu bucurie, să fie ceva legat de jertfă, de martiri. Noi foarte puțin vorbim despre asta, de aceea mi-am permis astăzi, chiar înainte de a celebra masa jertfa Domnului, să vorbesc despre jertfa lor. Are legătură directă. Martirii, să știți, foarte des, din câte am citit eu și am citit mult și mărturiile lor din secolele, din începând secolul I până în secolul V inclusiv, când persecuțiile împotriva creștinilor au fost numeroase, am observat aceasta, că jertfa lor era direct, n-a uitat niciodată să lolege de jertfa lui Hristos. Pentru că noi ce sărbătorim acum este pe cineva care și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viață duhovnicească, spirituală, să ne schimbe gândirea, filozofia de viață. Vă dați seama că în miezul filozofiei creștine despre viață stă spiritul jertfitor. Um,
Biserica de la început, să știți că a înaintat. Și da, și e adevărat, și prin predicatorii buni de atunci, prin anumite miracole care se făceau ocazional, dar biserica la început a fost persecutată de toți, și de evrei, și de romani, și a înaintat, a trăit, a reușit. Prin secolul 4, în 313, când Constantin cel Mare a dat decretul acela de libertate religioasă în tot imperiul, unii istorici cred că deja biserica era cam 10% din imperiul roman. Creștini. E foarte mult. Cum a fost posibil? Ei, biserica a înaintat prin jertfă. Avea în mijlocul mesajului ei, jertfa lui Hristos, adevărat. Dar apoi avem martirii bisericii. Încercam să fac o paralelă cu ce se întâmplă astăzi. Eu sunt un predicator, dar noi predicatorii de astăzi, hai să mă includ și pe mine. Foarte des vorbim despre lucruri, despre prosperitate. Mai degrabă, spirituală, încercăm să stimulăm oamenii, să-i arătăm ce promite Hristos, ce ne așteaptă. Și parcă tot mai rar vorbim despre jertfă. Nu-i la modă, nu-i trendul, știu eu. Ești acuzat că pui presiune psihologică pe oameni. Invers este predicatorii care supralicitează morala și prosperitatea materială, în special, neglijează inevitabil mesajele despre martiraj, despre jertfă. Știți cum era numită biserica o perioadă, câteva secole, în limba latină, Ecclesia Martyrum. Ecclesia Martyrum, adică biserica martiră sau biserica martirilor. Și acest concept de martiraj a crescut odată cu cele 10 valuri de prigoană prin care a trecut biserica în 250 de ani. Împărații romani le deau drumul la persecuție. Ei, în mod direct, nu au persecutat biserica, să lămuresc și asta. Că Nero, că Dioclețian, că ei direct nu se ocupau de așa ceva, aveau un imperiu de condus. Dar tot ce deranja imperiul, tot ce deranja numele imperatorului, era taxat și de aceea unii creștini au suferit, pentru că nu îl numeau pe Cezar Kyrios, Domnul, îl numeau pe Iisus Domnul. Și din cauza asta au suferit. Nu se închinau la zeii, da, păgâni, ci se închinau unui singur Dumnezeu. Da. Zic, persecuția a fost mai degrabă locală sau regională, când un, lider de atunci, un guvernator, l-am numit astăzi, dădea libertate la persecuție, atunci local, aici acolo, existau persecuții. Nu știm numărul celor care au murit pentru credința lor între creștini, dar biserica, cu cât apăreau mai mulți martiri și uneori erau omorâți câteva zeci de creștini într-o singură localitate, cum ar fi Lyonul. Biserica a început să îi pomenească. La început nu a existat acest cult al sfinților, cum se numește astăzi. În timp însă el s-a dezvoltat. Și primii care au fost comemorați, care au fost apostolii Domnului, care și ei se pare că au suferit martiraj, n-avem 100% dovezi,
avem frânturi de mărturii aici și acolo, undeva în secolul IV, un anume Eusebiu de Cezarea a scris o istorie a bisericii foarte bine documentată și acolo se pomenesc anumiți apostoli care și-au pierdut viața pentru credința lor. E posibil și aceasta. Biserica nu ținea cont, adică nu avea o condică, da, o listă de martiri. Dar undeva înspre anul 300, 270, găsim câteva documente care vorbesc despre necesitatea de a îi pomeni pe martirii bisericii, nu ca să ne rugăm lor, dar încă această rugăciune adresată sfinților, rugăciune de mijlocire, nu a apărut, dar și nici rugăciunea la Fecioara Maria n-a apărut decât târziu. Și în primele secole creștinii sufereau, ei nu se ocupau atunci cu, n-aveau ce să facă, nu se ocupau cu, atât cu organizare, deși erau bine organizați și nu permiteau ritualuri noi, decât foarte greu, pentru că se împrumutau multe elemente păgâne. Și nu mai știai care cele creștine, care cele păgâne, deci în afara religiei tale. De aceea, episcopii au fost destul de sceptici, n-au permis să avem astfel de cinstiri. Să fie clar, de la început, biserica nu a fost de acord și nici măcar în secolul IV, după ce s-a dat, s-au făcut primele concilii mari, adică întâlnirea ale bisericii, să se discute despre Iisus Hristos, despre divinitatea Lui, Sfânta Trăime și toate celelalte, nu s-a încurajat nici măcar la conciliul al VII-lea de la Nicea din 787, când s-a dat voie prezenței icoanelor care reprezintă sfinții în case și în biserică. Nici măcar atunci, deci în 787, nu s-a permis închinarea la sfinți sau închinarea la icoane, ci doar venerarea lor, cinstirea creștinului, martirului, sfântului care era reprezentat de icoană. Da? Se făcea distinție. Închinarea era adresată numai lui Iisus Hristos. Și asta era, avem documentele, e adeverit în astfel de documente. Însă poporul de rând nu face distinția între închinare și cinstire. Și le-a suprapus. De aceea ne-am trezit după alte sute de ani că poporul de rând aduce închinare sfinților, martirilor chiar. Dar ei primeau, de la început au primit doar o cinstire, onorare, o pomenire, așa. Erau pomeniți în biserică doar ca exemple, da? Atât martirii cât și mărturisitorii, da? Pe care i-am definit deja. În anul 610, un anume papă, pe nume Bonifacio al IV-lea, a instituit pentru prima dată sărbătoarea tuturor sfinților. Pe data de 13 mai, atunci a pus-o. Dar după un timp, această dată a fost schimbată de un papă pe nume Grigore al IV-lea. În anul 835 s-a oficializat ca această sărbătoare a tuturor sfinților care include martirii să fie pe 1 noiembrie. Da. În România, Biserica Ortodoxă are și ea niște date care comemorează, cinstesc anumiți martiri români. Da. Bisericile protestante, catolice la fel, au și ei calendarul lor și diversi sfinți ai bisericii, adică ce înseamnă sfânt aici. Oameni consacrați pentru ocoare, oameni care au dovedit, puși deoparte în planul lui Dumnezeu. Cam asta ar fi interpretarea. Există chiar și Sfântul Emilian.
N-am vrut să pomenesc chiar așa, dar parcă am mai pomenit, să nu uitați, în 18 iulie este comemorat Sfântul Emilian, care a fost un martir al bisericii. Da. Secolul 4, 360 și ceva, a fost soldat în armata romană, dar era creștin, a distrus niște idoli, așa, într-o cetate, și în final a fost omorât pentru credința lui, că a ieșit public și a mărturisit că el a distrus idolii respectivi. Da. Și unii dintre voi aveți nume care, ați primit nume care trimit la acești sfinți ai bisericii sau martiri ai bisericii. Da. Bun, n-avem, zic, acest calendar, aceste date, să-i comemorăm pe aceștia, dar o sugestie tot facem, măcar o duminică, să o dedicăm acestor înaintașii noștri care și-au dat viața și au mărturisit cu riscul de a-și pierde viața credința lor în Hristos. Așa de impregnată era ideea de jertfă. Știți că în secolul 3, deci 200, după 250 probabil, și în secolul 4, biserica, episcopii au cerut creștinilor să țină post. În două zile erau dedicate pentru post. Ziua de miercuri și ziua de vineri. Nu trebuia să se suprapună cu postul la evrei, care era, mi se pare, lunea și joia sau așa. Știi că a ales miercuri și joi. De ce? În amintirea lui Hristos și a jertfei lui. Pentru că miercuri s-a decis omorârea lui Iisus Hristos și vineri a fost răstignire, a fost moarte. De aceea se ține postul miercurea și vineri. Deci, vedeți, viața creștină, am vrut să arăt, a bisericii, de-a lungul anilor, a fost impregnată, marcată de jertfă, de ideea de jertfă, că e vorba de Hristos, că e vorba de martirii bisericii, de mărturisitorul, mărturisitorii bisericii. Am citit mai multe statistici și vă dau una recentă legată de martirii de astăzi, secolul 20-21. Mai multe publicații și instituții au recunosc că în ultimii 2000 de ani, ultimii, da, așa e, au fost martirizați cam 70 de milioane de creștini. Cei mai mulți dintre aceștia au fost martirizați în secolul 20. Deci din 70 de milioane, jumătate cât de 35 de milioane, mai mult de 35 de milioane au murit în secolul 20. Și la începutul secolului 21, evident. Datorită regimurilor fasciste sau comuniste, secolul 21, în care suntem noi acum, are mulți martiri. Noi, vedeți, și pe net ne uităm și nu prea suntem sensibili. Căutăm lucruri care să ne distragă atenția, adică să ne distreze, ca asta înseamnă distracția, să distrage atenția. Și nu ne plac site-urile, veștile despre creștinii martirizați. Și în 2016 au fost vreo 20 de creștini egipteni, copți, care au fost executați, li s-a tăiat gâtul de către statul islamic. A fost impresionat, au fost poze, filmat, a fost ceva mișcător. Am uitat. Și astăzi, la ora asta, sunt creștini care suferă pentru credința lor, doar unii pentru că poartă numele de creștin
sau Biblia la ei, sau se închină într-o anumită biserică, se dau foc bisericilor. În Africa s-a întețit acest martir, această persecuție contra creștinilor și în Asia. Nu știm ce va fi în China. Deși Biserica lui Hristos crește puternic în China și persecuția va crește pe măsură. Cu cât crește biserica în număr, cu atât și persecuția va crește. Da, e cumva de așteptat, pentru că Iisus Hristos ne-a avertizat. În lume veți avea necazuri. Din cauza numelui meu veți fi prigoniți. Veți fugi în toate părțile, spune el. Se referea sigur la cei din vremea lui, dar principiul rămâne același. Astăzi noi în România nu trăim acest tip de persecuție și martiraj. Cineva spunea, sau nu numai cineva, am citit eu, dar și alții recunosc că există martiraj astăzi de alt calibru. Adică e un fel de jertfă care astăzi unii trebuie să o plătească, nu neapărat cu viața lor fizică, dar este o jertfă sau un fel de persecuție la nivel ideologic. Că tendința astăzi este de la libertatea religiei la eliberarea de religie. Deci de la libertatea religiei. S-a luptat mult omenirea, în special în emisfera nordică, să fim liberi, să ne alegem religia. Foarte bine. Baptiștii au fost printre primii, anabaptiștii și apoi ceilalți. Au luptat pentru libertate, conștiință, libertatea de alegere a religiei. Dar astăzi parcă persecuția înseamnă să fii liber de religie. Și te presează să nu mai crezi, să nu mai fii om religios. Ți se pune o etichetă. Copiii, tinerii sunt rușinați când trebuie să mărturisească că sunt creștini. Că sunt vin dintr-o familie creștină sau chiar participă la viața unei biserici? Aceasta e noul tip de persecuție care vine, ideologică. Despre asta ar merita vorbit mai mult, că să ne pregătim pentru acest tip de persecuție. Dar nu stau prea mult pe aceasta. Cadrul pe care am vrut să vi-l prezint vrea să vă convingă că un creștin trebuie să fie mereu pregătit de persecuție și ar trebui să aibă în el un duh martiric, așa cum au fost primii creștini. Am citit despre Ștefan, care este numit primul martir al bisericii după ce s-a născut biserica la cincizecime, când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste cei prezenți la Ierusalim. Acest Ștefan era plin de Duhul Sfânt, ați sesizat, plin de har, plin de putere, făcea semne și minuni, era un om foarte înțelept, era diacon. Diacon. Adică era implicat în viața internă și externă a unei biserici locale, combina cele două paliere, și cel spiritual și cel administrativ, dar când a venit momentul să-L vestească pe Hristos, nici nu mai conta unde trăiește mai mult sau ce face El mai mult. El a fost acuzat de două lucruri, că spunea lucruri hulitoare la adresa legii mozaice și a lui Moise, deci, și că vorbea împotriva templului. Și este întrebat, el dă răspuns foarte înțelept, însă, citind textul, sper că v-ați dat seama că exact tipul de acuze și stilul în care a fost acuzat Ștefan seamănă foarte bine cu atunci când Iisus a fost acuzat pe nedrept.
S-au inventat niște martori mincinoși, citiți în Marcu 14 și veți vedea exact ce au făcut cu Iisus, acum făceau cu Ștefan. Paralela este absolut evidentă. Toate acuzele erau fabricate, da? De ce? Se încerca diminuarea credibilității creștinismului, a întregii mișcări, prin compromiterea liderilor. Asta fac cei care lovesc Biserica lui Hristos. Nu vor veni la tine, care stai cu minte în casa ta, în vecinătatea ta și vii, te închini. Liderii sunt vizați primii. Este o strategie. De fapt, știți că această strategie este aplicată de toți invidioșii. Dacă nu pot să convingă rațional sau teologic, atacă prin campanii mincinoase. Și dacă nu reușesc nici așa, atunci recurg la forță. Ei știau ce? Că credibilitatea liderului este esențială pentru întreaga comunitate. Și la el s-au dus, la Ștefan. Vă dați seama că Ștefan era acuzat de erezie de niște eretici. Dar asta se întâmplă tot timpul. E o metodă demonică, dar folosită și astăzi. Și Ștefan nu răspunde în predica lui la toate aceste acuze, așa cum nici Iisus n-a răspuns. Știți că Iisus a fost la fel, acuzat de hulă, de... Și tăcea. Până când a trebuit să răspundă, totuși, când a fost întrebat dacă e Fiul lui Dumnezeu sau nu. Atunci a răspuns. Da, sunt. Era o luptă a mărturiilor. Era în joc integritatea și a persoanei lui, dar și a adevărului creștin. Pentru că, vedeți, aici e posibil să vină testul și pentru tine, și pentru mine. Când tu reprezinți o credință, o comunitate, un domn și ți se va cere să mărturisești lucrul acesta, ești tu pregătit. De spiritul martiric atunci va ieși în evidență, dacă l-ai. Dacă nu crezi toate acestea, tot ce faci, nu vei avea. Vei trăda, vei fugi, vei semna, așa cum au făcut atâția alții. În special în perioada comunistă. Bun. Ce două lucruri aș vrea să subliniez? Ce ar trebui să avem ca să și învățăm de la Ștefan, ca să, dacă vreți, să construim în noi, să formăm în noi un spirit martiric? Primul lucru pe care l-am observat la Ștefan, și nu numai la el, dar acum mă concentrez pe exemplul lui, este spiritul martiric, e cristocentric. Adică un martir creștin se identifică public cu Hristos în viață și în moarte. Această identificare a lui cu Hristos l-a costat viața. Și de aceea cred că și Luca, aș fi curios să vorbesc cu el odată, dacă asta a avut în gând sau nu, să facă această paralelă în narațiunea lui între Iisus, cum moare Iisus și cum moare Ștefan. Și unul și altul au fost judecați înaintea Sanhedrinului. Și unii și alții au avut martori mincinoși. Și unii și alții au vorbit despre distrugerea templului. Da? Acuzați de hulă amândoi. Reacția lor, ați văzut, și reacția celor care l-au acuzat pe Iisus și reacția celor care l-au acuzat pe Ștefan cu strigăte puternice. Dar ați mai observat totuși o paralelă aici? Că amândoi și Iisus, când a murit,
și Ștefan când a murit. Și-au iertat dușmanii. Iisus pe cruce, Tată iarte că nu știu ce fac. Ștefan aici. Doamne, nu le ține seama păcatul acesta. Paralela este, zic, evidentă. De ce? Ca să ne transmită nouă că acest spirit martiric de jertfă nu poate să se nască în tine, să existe în tine, dacă tu nu ești una cu Hristos. Numai cine îl cunoaște pe Hristos, e una cu Hristos, va avea și Duhul acesta jertfitor care a fost în Hristos. De aceea biserica l-a pus deoparte, l-a început să lucreze ca diacon, să slujească. Și el și-a luat misiunea în serios, acest Ștefan. Și dușmanii, nu numai biserica l-a luat în serios, ci și dușmanii l-au luat în serios pentru că trăia cu Iisus. Să știți că persecutorii nu te bagă în seamă dacă nu știu că ești un pericol pentru ideologia lor. Mai știu, Charles Colson a fost un politic în America mulți ani în urmă. Și cum s-a convertit el? A văzut în spatele unei mașini un abțibilt, o zicală, și scria ceva de genul: dacă ești creștin, ar fi suficiente motive să faci pușcărie, să suferi în viața ta, adică sunt suficiente motive ca cineva să te persecute. Asta era ideea. Și atunci el s-a gândit, păi eu sunt născut creștin, nu știu dacă nu era și, nu știu, denominația exact, și și-a pus problema aceasta. Dacă astăzi mi s-ar cere să-mi dau viața pentru credința mea, n-aș fi în stare. N-ar fi suficiente motive să fiu persecutat. A schimbat viața. Toată cariera lui s-a schimbat. A fost un lider, mare lider creștin după aceea. După ce a făcut și prostii politice, dar Dumnezeu l-a iertat, l-a reabilitat. Pentru că și-a legat viața de el, de Hristos. Deci asta este. A fi martir înseamnă să-ți dai viața pentru o cauză legată de Hristos. Dar nu poți să-ți dai viața pentru Hristos dacă nu trăiești întâi ca și Hristos. De aceea, întâi Ștefan a trăit cu Hristos. Primele semne ale unui martir nu sunt în momentul morții, ci în timpul vieții. Când Ignațiu, un conducător al bisericii, a murit și el ca martir, secolul II, a fost în fața acuzatorilor. El a avut mai multe meditații, a scris și ne-au rămas scrierile lui. Și într-una din aceste scrieri spune că un creștin nu moare ca un oarecare soldat pentru stăpânul lui, ci moare cu stăpânul lui. A făcut diferența aceasta. El sugera că textul din Goloseni, capitolul 1, versetul 24, în care Pavel spune că trebuie să împlinim suferințelor lui Hristos, nu? El chiar a luat în serios și a spus că jertfa lui și martirajul lui participă, împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos. Nu pentru că suferințele lui Hristos nu erau suficiente, ci împlinea în sensul de completa. Era ca o coparticipare la suferințele lui Hristos. Hristos suferă astăzi prin martirii lui. Așa au înțeles ei.
Hristos suferea El însuși în creștinii care își dădeau viața în numele Lui Hristos. Asta este primul lucru pe care l-am observat și la Ștefan și la alți martiri. Contează cine are control în viața ta, cine are stăpânire în viața ta, în centrul vieții tale, dacă este Hristos, moartea nu va fi o problemă. Ați da viața, a suferit pentru Hristos, nu este o problemă. E ca și cum, spune Pavel, parcurgi toate etapele jertfei lui Hristos împreună cu El. Păi n-a fost batjocorit Hristos, n-a murit Hristos, n-a fost îngropat, n-a fost apoi înviat și apoi înălțat în slavă. Pavel spune, voi dacă sunteți uniți cu Hristos și îl credeți în acest Hristos, toate etapele din viața Lui se vor petrece și în tine. Depinde, moartea nu poate fi moarte fizică neapărat, dar lepădarea de sine e un fel de moarte. Deci trebuie să existe la începutul vieții tale de creștin o moarte, o răstignire. Asta se numește lepădarea de sine, în care nu sinele îți conduce viața, ci altcineva cu majusculă, care este Hristos. Atunci începe viața de credință. Și odată cu ea începe și suferința. Și al doilea gând pe care l-am preluat de la Ștefan, practic, cum să îți creezi sau cum să îți construiești un spirit martiric, este acesta, că spiritul martiric este îndrăzneț. E curajos, e plin de putere. Da? Primul lucru este că în Ștefan trăia Hristos. El pentru Hristos făcea toate. Al doilea este că dacă acest lucru e valabil în tine și Hristos își trăiește viața Lui în tine, vei primi puterea mărturiei. Pentru că un martir creștin este gata să-și apere și să-și proclame credința până la moarte. Nici nu trebuie să te gândești la asta înainte. Poate nu va veni niciodată această ofertă finală. Dar tu trebuie să fii disponibil oricând. Însă nu poți să stai nepăsător, letargic. Un spirit martiric se construiește în timp ce mărturisești despre Hristos. Nu doar tu crezi în inima ta. Bun. Și când va veni momentul greu, nu vei avea această putere de mărturie pentru că nu ți-ai exersat-o? Și asta văd aici, că Ștefan a avut așa o putere aș mărturisi credința. Predica lui merită să o citiți acasă, să vedeți. E un alt stil de predică decât a lui Petru, deși și predica lui Ștefan e ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, citate din Vechiul Testament, unul după altul. Dar este o predică mai ofensivă, nu defensivă. O predică care a mers la inimă, că i-a tăiat în inimă, spune textul, i-a deranjat pe cei de acolo, că Ștefan, prin puterea Duhului și prin lumina care a dat-o cuvântul lui Dumnezeu, le-a explicat ce s-a întâmplat în istoria Israelului și ce greșeli au făcut, au căzut în idolatrie, mereu l-au ispitit pe Dumnezeu, îndărătnici. Și spune, așa sunteți și voi. Bun, când predici așa ceva, pregătește-te de martiraj. Asta mi-a spus mie și predicatorilor de astăzi. Când ai mesajul clar, direct, cu
acel curaj al mărturisirii adevărului. Pregătește-te și de consecințe. Dar asta este admirabil la acest om al lui Dumnezeu. Știa ce se va întâmpla. Îi vedea. Și noi, știți că noi predicatorii vă vedem pe toți cum fețele voastre spun ceva. De-aia eu n-am PowerPoint. Că v-ați uitat mai mult la ecran decât la mine și să vă văd cum reacționați. Spune foarte mult modul în care ești atent, primești cuvântul sau nu. Unii arătați iritați la anumite expresii sau greșele ale predicatorului. Alții abia așteptați la terminare să veniți să taxați. Deci nu toți cei care și-au notițe, să știți că notează predica. Asta am vrut să spun. Dar e un limbaj, e o comunicare. Noi știm când cuvântul e primit sau nu. De exemplu, acum, toți îl primiți. Și Domnul să vă răsplătească cu viață. Dar când Ștefan a predicat, el vedea cum li se bulbucau ochii, nervii, îi simți pe oameni. Și așa s-a întâmplat. Nu mai suportau ce au auzit, pentru că au auzit adevărul. Și ignoranța nu se mai putea aduce ca scuză pentru aceștia. Și-au astupat urechile, parcă asta expresia acolo. Pentru că arătau antipatie pe față. Evitau confruntarea cu adevărul eliberator. Și nu l-au avut, să știți. N-au avut adevărul eliberator. Dar Ștefan și-a dus predica până la cap. Știa ce se va întâmpla, a fost un om cu convingeri excepționale, gata să-și apere credința, să fie îndrăzneț în a-și mărturisi convingerile, era curajos, cu argumente copleșitoare și pentru că nu puteau să-i facă față și nici înțelepciunii cu care vorbea, l-au omorât. Când Ignațiu, l-am tot pomenit pe Ignațiu, am și alte exemple, dar nu mai am timp să vă dau din istoria bisericii, Ignațiu acesta era în fața persecutorilor. El făcea următoarea meditație. Să știți că și Ignațiu și Ștefan, l-ați văzut, au fost răsplătiți de Dumnezeu cu vedenie în plus, bonus. Să vadă slava lui Dumnezeu, să vadă ceva ce ceilalți nu vedeau. O revărsare a prezenței lui Dumnezeu în glorie. Nu erau să cere asta, dar să ai motiv. Și în acele momente, el scrie, s-a notat într-o epistolă de-a lui, Ad Romanos, în capitolul 4, el spune, i-a implorat, zice, pe persecutori, care erau romani, spune și citez, să mă lase să fiu mâncat de fiare prin care pot ajunge la Dumnezeu. Eu sunt grâul lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor sălbatice pentru ca să se găsească în mine pâinea curată a lui Hristos. Atunci voi fi cu adevărat un ucenic al lui Hristos când lumea nu va vedea trupul. Dacă voi suferi, voi fi libertul, libertul era robul dezlegat al lui Iisus Hristos. Deci, martirașul pentru Ignațiu era un mijloc de a demonstra că e creștin veritabil, de a fi eliberat pentru ceva mai frumos. Pentru că ăsta e efectul. Deci cine are spiritul martiric, cine e pregătit și să mărturisească și va suferi pentru aceasta, primește recompensă. Nu pentru răsplată mărturisești, dar Dumnezeu va avea grijă, așa cum a făcut-o și cu el, și cu Pavel, și cu ceilalți. Pavel vorbea despre premiul chemării cerești, despre Hristos, în Evrei 12, alt pasaj, că
care vorbește despre el, care a suferit, e înainte mergătorul nostru, la Ștefan mă fascinează prezența ideii de glorie, de slavă. E ca și cum, așa cum Dumnezeu s-a arătat cândva lui Avram înainte și lui Iisus pe muntele Schimbării la față, așa Dumnezeu răsplătește pe Ștefan cu o arătare, cu o revelație specială. Și e posibil ca unii să primească acest har. Pentru că te transformă, nu? Puterea mărturiei te transformă și pe tine. Și Dumnezeu are grijă să-ți răsplătească. Finalul acestui mesaj. Două lucruri ar trebui să le căutăm mai mult, să ne identificăm clar, pe față, public, cu Hristos. Și în al doilea rând, să avem mai mult curaj, îndrăzneală, să ne mărturisim credința în Hristos. Aceste două elemente, identificarea lăuntrică și proclamarea în afară, vor crea în tine spiritul martiric și te va pregăti pentru vremuri și mai grele, dacă acestea vor veni. Închei cu un fel de meditație adaptată la ce s-a întâmplat aici. Martirul sau martirajul era un botez de sânge care aducea iertarea păcatelor pentru martir. Era o euharistie în care se bea paharul suferințelor lui Hristos. Era o anticipare a viitorului, a eschatonului. O versiune ortodoxă a eschatologiei radicale realizată în mod logic, în care martirul aducea evenimentele din ultimele zile să se realizeze imediat pentru el însuși. Era o înfrângere a lui Satana și a demonilor prin identificarea cu victoria lui Hristos pe cruce. Martirul a fost umplut de Duhul Sfânt care i-a dat cuvinte de spus autorităților, viziunea ale lumii de dincolo și putere supranaturală pentru a rezista suferințelor. Martirul era o imitare a lui Hristos, în care se împărtășea din suferința lui Hristos și era adus în contact direct cu Domnul, iar gloria lui Hristos însuși se manifesta în martir. Am citat într-un istoric, îl cheamă Everett H. Ferguson, un creștin evanghelic, istoric evanghelic, care a scris poate cea mai importantă lucrare pe zona aceasta, un excelent sumar. Acesta a fost mesajul de astăzi. Așa trebuie să te rogi, chiar când ne pregătim de cina Domnului, să ne împărtășim, Doamne, trezește în mine, construiește în mine acest duh de jertfă, să fiu pregătit oricând să te mărturisesc, să nu fie teamă, să te onoresc pe tine, pentru că oricând poate fi ocazia. Și toți trebuie, vom trece pe aici. Nu se poate un creștin să nu treacă prin acele momente în care trebuie să-ți deschizi gura și să-L mărturisești pe Hristos și să fii pregătit, să-ți aperi credința până la moarte. Duhul lui Hristos va fi cu tine. E o promisiune. El va fi cu noi până la sfârșit. Și pe asta ne bazăm. Nu suntem singuri. Acestui Hristos, Domnul nostru, și Mântuitorul nostru, lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.